mulți stimați spectatori și telespectatori, cu respect vă salut, stimați strășăneni și oaspeții prezenți. Dorul de cântec ne-a adunat astăzi, în această seară și în această sală. Ne-am convins că strășănenii sunt și admiratori a folclorului, dar și promotorii cântecului și dansului popular. Suntem mândri și înstrășeni. Avem artiști consacrați, artiști mult îndrăgiți și mult așteptați, artiști de valoare și cu nume. Trebuie să recunoaștem că și artiștii din Strășeni duc faima poporului peste hotarele țării. Deci vă urez ca oriunde și oricând să vă însoțească dorul de cântec. Select public, astăzi în prezența dumneavoastră a fost lansată carte de vizite cu genericul Noi suntem de la Strășeni. Această carte a fost posibilă datorită că a fost ilustrată de frumoasele noastre formații folclorice. Aplauze, vă rog, pentru ele! Ansamblurile de dans popular care știm să învârte horele și sârbele. Meșterii populari care v-au bucurat cu expoziția din hol sunt niște meșteri foarte iscusiți. Instrumentiștii noștri de valoare care i-ați audiat în scenă. Interpreții cu nume cunoscuți în țara noastră, de care ne mândrim și cunoscuți peste hotare. Această carte a fost posibilă datorită autorului cărții, maestrului Nicolae Gheorghe Rusu. Această carte, de asemenea, datorează o pagină și orchestrii Mugurel, în frunte cu maestru Ion Dascăl. Iar recenzia acestei cărți o veți scrie dumneavoastră, dragul nostru spectator, cei care ne veți nota, ne veți critica, ne veți aplauda despre această carte. Dar, totuși, orice carte, orice lansare are nevoie și de un suport financiar. Și suportul financiar acestei cărți vine din partea Consiliului Raional Strășeni, pe care salutăm consilierii din sală și le spunem mulțumim tuturor, le dorim sănătate multe, bucurii, pacea și voia bună să vă stea în capul mesii. Vă mulțumim frumos pentru frumoasele clipe de revelații care mi le-ați oferit. Și acum am o mică floare care aducem în dar în acest spectacol. Stimat public, am o deosebită onoare în fața dumneavoastră și din această scenă să ofer titlul de cetățean de onoare a raionului Strășeni, doamnei cântecului românesc, doamnei artistă a poporului, Olga Ciolacu. Să mă credeți. Eu chiar vă spun adevărat că eu sunt surprinsă. Eu atâta vreau să vă spun că acest titlu, mă scuzați, acest titlu se numește
Cetățean de onoare, vă promit din tot sufletul că voi rămâne un cetățean de onoare și un artist de onoare care voi apăra întotdeauna frumusețea și faima raionului nostru. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc pentru eroismul dumneavoastră și pentru curajul de a accepta această aventură, pentru că știu că n-a fost ușor nici financiar, nici organizatoric. Vă mulțumesc pentru că stați și pentru că ați dorit, ați binevoit să reanimați cultura noastră în satele și raioanele Moldovei noastre. Vă mulțumesc încă o dată! Iubiți pământeni, a zis cineva că fiecare om pe pământ este îndreptățit moral să poată spune: locul meu de baștină este cel mai important și cel mai frumos loc din lume. Și eu cred că este adevărat. Noi atunci când spunem noi suntem de la Strășeni, toți încercăm un sentiment de mândrie, un sentiment de rudenie, de parcă suntem toți de-ai noștri. Eu atunci când spun că sunt de la Strășeni, mă mândresc enorm, iar gândul mă duce direct în satul meu de baștină, Lozova, și neapărat către cei care mi-au dat viață, care m-au crescut și m-au educat, către dragii mei părinți. Special pentru seara de astăzi am compus un cântec pe care l-am dedicat părinților mei, dar care cred că este valabil pentru toți părinții din lume. Vă rog să-l ascultați. Thank you.
dacă ai locul doi jertut, eu nu voi să aștept mai mult. Șapte-i jur cu toți mirin, el-n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 -
Thank you.